Multe salutări, eu sunt Dacian, iar voi urmăriți vlogul Dacian Gojira. Nu stăm acasă, am primit un pont frumos astăzi, așa că ne îndreptăm spre mașini frumoase. Mașini frumoase care se plimbă prin țară, mașini unice, gen Lamborghini, Ferrari. Ele au plecat de la Timișoara și se îndreaptă spre Mamaia. Sunt prin țară, astăzi sunt la Sibiu. Merg să le văd. Sunt tare curios cum arată aceste mașini, pentru că practic este o campanie care se desfășoară de niște oameni care iubesc mașinile scumpe, mașinile cu mulți cai putere, și este o campanie care spune că nu contează cât cai putere ai, chiar dacă ai mulți, trebuie să respecti ceilalți participați la trafic și genul viața are prioritate. Mașinile astea sunt în Piața Mare din Sibiu astăzi și am plecat spre acea direcție ca să le văd. Din ceea ce văd eu, se pare că la Sebeș, la Alba Iulia, îi cam trage o ploaie din aia adevărată. Sper ca la Sibiu să fie cât de cât ok, să avem și noi parte de ceea ce se prezintă în piață, să vedem și noi mașinile alea, să ne bucurăm de ele. Chiar acum suntem la intrare în județul Alba și chiar văd o ploaie zdravână, că e în acea parte, Sebeș, Alba Iulia. Și cam asta am prins eu drum spre Sibiu. O ploaie adevărată. De mult n-am mai văzut o astfel de ploaie. M-am prins pe autostradă, am tras aici în parcare, pentru că pur și simplu vizibilitatea pe autostradă e aproape spre zero. Iapă, nu poți circula foarte tare. Așa că aștept un pic aici în parcare. Hai să servesc o cafeluță. Timp ar fi să mă încadrez. Așa că aștept. Chiar acum trec pe lângă Sebeș, plouă torențial, spre Alba Iulia e dezastru. Parcă spre Sibiu e mai ok, dar toată lumea circulă, văd, cu avariile, circulă foarte, foarte atent. Chiar acum trec prin cel mai important nod rutier din România. Este vorba despre nodul rutier din Sebeș Alba. De aici n-aș mai avea mult până la Sibiu. Se pare că spre Sibiu norii mai dispar, așa că chiar pot merge mai bine și nu văd ce m-ar putea opri să nu ajung la cele mai frumoase mașini. Vreme mult mai ok aici. Vedem și Râpa Roșie, celebra Râpa Roșie în stânga. O puteți vizita în cazul în care doriți să atingeți obiectiv aici, lângă Sebeș. Ia uite, ploaia aici e oprită, e super ok, drum liber spre Sibiu. Am și ajuns deja în Piața Mare de Sibiu. Aici e podul minciunilor, dar la câte minciuni s-au tras, văd că l-au închis. Chiar mai vreau să trag și eu câteva. Terase, ca de obicei. Hai să și vedem, să găsim evenimentul. Suntem încă în piața aici în Sibiu și mi-amintesc de locul unde am fost băgat să mi se ia capul după ce am tras minciuni pe podul minciunilor. Haideți să vedem și cum se prezintă lumea aici. Și a trebuit să și vedem mașinile. În principiu, la ora 18 s-a spus că va începe evenimentul. Lumea aici plin de terase. Aceeași atmosferă ca de obicei în Sibiu. Super relaxantă, super frumoasă. Da,
deja văd foarte multe bannere cu evenimentul, ne îndreptăm spre acel loc. Văd și lumea adunată, e clar. Că multă lume deja așteaptă mașinile, ele n-au sosit aici în piață, dar înseamnă că se apropie. Atmosferă de sărbătoare aici în piață. Vreau să aud motoare, vreau să văd că ai putere. Ferrari.
place și cei la Lamborghini.
mulțumim Aston Martin. Ați auzit? Așa sună Aston Martin. Mai cumițel. Maserati. Mașini adevărate, cai putere, aici în Sibiu, în Piața Mare. Mașinile astea au plecat de la Timișoara, vor ajunge la Mamaia. Vor fi și pe Transfăgărășan și le puteți vedea la Brașov, din câte știu eu, și chiar în Mamaia. Cam asta ar fi cu Goat Rally, dar dacă ești în Sibiu, trebuie să și mănânci bine. Și știu un loc aici în Sibiu unde se mănâncă bine. O să mergem la Contichi să mâncăm o ciorbă de burtă. Între timp am ajuns și în celebrul loc unde se mănâncă o ciorbă de burtă deosebită. Suntem în Contichi, în Sibiu. Așteptăm să vedem cum arată ciorba asta și să facem comparație cu alte locuri. Să vedem dacă rămâne Contichi pe primul loc sau rămân locurile pe care le cunosc eu. Între timp a venit și comanda noastră, o ciorbă de burtă care arată chiar bine. Cam așa arată, a venit domnul, a pus din castron, dar a pus, frate. Cam așa arată, burtă, e mai multă burtă ca și zama propriu zisă. Ardei, avem smântână, tot ce trebuie aici la Contichi, nu ne rămâne decât să avem poftă. Vă spun, o masă copioasă aici la Contichi, vă recomand tuturor, dacă vreți să mâncați cel puțin ciorbă de burtă, asta am mâncat noi, două ciorbe de burtă, 45 de lei, cu smântână, cu ardei, cu pâine, cu tot ce trebuie. Dar vă spun, și porție ce trebuie, dar și calitate. Și mai multă burtă. A fost o zi plină aici în Sibiu, ne-am bucurat de cai putere, de mașini adevărate. Mașinile adevărate și fetele, de obicei o combinație foarte bună. Dar eu am ales astăzi varianta, mașini puternice și mâncare bună. De aici, din Sibiu, unde se lasă seara. Eu vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți, mulțumesc tuturor celor care sunteți abonați și până la un nou vlog, eu de aici, din Sibiu, vă spun, ca de obicei, cu voi, binele să fie! Pa, pa!